seara, doamnelor și domnilor, sunt Dana Ciobanu și vă prezint o ediție specială a emisiunii Obiectiv Comun, transmisă pe TVR Moldova și pe TVR 3. Pilonul de rezistență al culturii naționale românești, Grigore Vieru, a fost mai mult decât un poet. A fost și rămâne sufletul Basarabiei. Despre Grigore Vieru nu putem vorbi la trecut, deoarece el trăiește și astăzi, prin creația sa, prin frumosul semănat în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și l-au citit. Visul său a fost să ne unim prin cuvânt, prin bunătate și iubire de aproape. În ziua în care ar fi împlinit 84 de ani, vorbim despre omul și poetul Grigore Vieru în cadrul unei ediții speciale Obiectiv Comun. Poet Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935 în comuna Pererâta, raionul Briceni, devenind de-a lungul vieții un erou al neamului românesc. Blând și curajos, tradiționalist și modern în același timp, poetul și-a asumat sarcina păstrării unei limbi, a unui grai, cel românesc, trecându-l prin inima sa. Creația lui este plină de înțelepciune, cu un mesaj demn și curat. În Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de put, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e placa, un bine graiul cel suțit, citesc azi pe argheze blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăințe nesfârșite, mă rog iubitului Iisus, să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate, am spus. Portretul de creator al lui Grigore Vieru nu poate fi deplin fără a ține cont de poeziile patriotice ale poetului, unul dintre principalii participanți la mișcarea de eliberare națională a românilor din Basarabia. În această calitate, el și-a câștigat o dragoste imensă din partea conaționalilor săi. A redat istoria neamului în poezie, a luptat prin vers și a înălțat rugăciuni prin reîntregire, visul său fiind unirea prin cuvânt, prin bunătate și iubire de aproape. A luptat foarte mult pentru neamul nostru ca să obținem limba noastră, cea română, alfabetul nostru, cel religia noastră. Are și a scris mai mult cântece, de exemplu, Se întoarce acasă Dumnezeu, din Siberia de gheață. Suntem în cuvânt și în toate floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice, de avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Emenescu să ne judece. El, într-adevăr, a făcut împreună cu toți scriitorii. De unde s-a pornit ceea ce am vrut noi să facem? Revoluția aceea de la Uniunea Scriitorilor. Scriitorii și-au depus tot efortul și i-au convins. Au venit toți la Marea Adunare Națională, dar au venit cu icoane. Acum am și eu pe lume parte. Pot îmbrățișa măiastra-ți carte. Știu că frate mi-ești și mi-ești părinte. Acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră, neamule, tu floarea mea albastră, Emenescu. Suntem în cuvânt și în toate floare de latinitate. Poetul național Grigore Vieru a știut cel mai bine să pună alături cuvintele mamă, patrie, iubire, limbă. Legătura dintre cele patru teme este foarte profundă, încât se pare că uneori acestea se confundă. A fost poetul dragostei de viață, dragostei de copii, dragostei de țară, dragostei de neam, dragostei de adevăr. Și așa mă bucuram că scrii pentru copii, nu? Și învață.
numai de bine și cine-i mama și cine-i tata și cine-i bunelul. Și pe urmă a trecut la cei ce ne înconjoară natura și despre iepurași și despre aricei și despre copilul îi educa foarte frumos. Și eu așa mă bucuram și îl lăsam și pe copii de acum mici și le spuneam pe lângă biroul tată să nu faceți gălăgie. Și ei asta știau deja, aproape cât pot să spun, când îl țineam în brațe, știau despre lucrul ăsta. Valoarea unui poet, a unui om precum Grigore Vieru, se înscrie cu litere de aur pe tablele vremii și rămâne să domine în amintirea generațiilor ce se perindă până la sfârșitul lumii. Vreau să fac muzeul Grigore Vieru și biblioteca Grigore Vieru să fac. Lângă bibliotecă trebuie să fie sala de lectură, cu să fie studenți să studieze, elevii să studieze, măcar ce este. Și lângă sala de lectură, altă sală, în care mai mare, unde, cu o scenă, unde să fie recitaluri de poezie. Sub un cer cu stele sudice, de avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere să-i prezint pe invitații ediției de astăzi. Este vorba de doamna Raisa Vieru, soția poetului Grigore Vieru. Doamnă Vieru, suntem onorați în această seară să fiți alături de noi, alături de telespectatorii TVR Moldova și TVR 3. Bună seara! Bună seara! Este vorba de Valeriu Matei, directorul ICR Chișinău. Domnule Matei, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Și e vorba de scriitorul Nicolae Dabija. Domnule Dabija, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Stimați invitați, au trecut 10 ani de la trecerea în neființă a poetului, a omului Grigore Vieru. Nu o să vă întreb cum vă simțiți, cum simțiți lipsa acestui prieten, acestui om drag. O să vă întreb cum îi simțiți prezența după 10 ani, de când e în dialog deschis cu Dumnezeu, domnule Dabija. Da. De 10 ani vorbim de Grigore Vieru, omul la timpul trecut, dar vorbim de poetul Grigore Vieru mai degrabă la timpul viitor. Și vreau, pentru că ați vorbit de parcă lumea nici nu prea știe când, în ce secol a trăit Grigore Vieru. De ce? Pentru că astăzi am avut mai multe întâlniri. Am fost la liceul Grigore Vieru de la Băcioi și la grădinița 32. Și vreau să vă spun, copiii, vorbesc despre Vieru, recită, cântă, toți știu toate despre Grigore Vieru. Și la un moment dat îi întreb, zic, copiii, dar cine a fost Grigore Vieru? Toți știu, au ridicat toți mâna copiii de 5-6 ani. Îmi răspunde un pic, Grigore Vieru a fost un împărat. Zic, bravo, văd că știi. Ce a făcut acest împărat? Și un copil iară ridică toți mâna, un copil îmi spune, acest împărat s-a bătut cu balaurii. Bravo, văd că cunoașteți. Educatoarea stă lângă mine speriată. Ce-a mai făcut Grigore Vieru? Alt copil. Grigore Vieru s-a bătut cu turcii. Bravo, copii, văd, cunoașteți. Educatoarea se uită nedumerită la mine și eu spun, Grigore Vieru a fost un împărat al poeziei. S-a bătut cu turcii de la guvernare și cu balaurii minciunii. Atunci a răsuflat și educatoarea mai ușor, dar... Întreb copiii, ce veți face copii când veți crește mari? Vrem să ne luptăm și noi cu balaurii și cu turcii ca și Grigore Vieru. Frumos! Am fost la liceul de la Băcioi. Grigore Vieru de 10 ani, deci în timpul vieții poetului, acest liceu, foarte bun liceu din Republică, unul din cele mai bune, a obținut permisiunea lui Grigore Vieru ca acest liceu să-i poarte numele. Au venit astăzi, am fost cu Călin Vieru. A venit toate clasele în timpul lecțiilor, directoarea i-a adus pe toți în sala de festivități și am vorbit despre Grigore Vieru. În primul rând, stăteau copiii clasa 1, după aceea clasa 2, clasa 3 până la clasa 12. Încep să-i întreb pe copii. De regulă îi întreb și alte întrebări. Zic, copii, care este localitatea cea mai frumoasă din Republică? Toți au știut. Băcioi. Care este limba cea mai frumoasă din lume? Limba română. Spuneți-mă, mă rog, care este mama cea mai frumoasă din lume? Iată, spune tu, un copil, mama mea. Cum te cheamă? Vasile Țumburuc. Bravo, de alături văd. Care crezi că este mama cea mai frumoasă din lume? Copilul de alături, mama lui Vasile Țumburuc. Dar un alt copil mi-a dat un răspuns excepțional. Mi-a spus,
cea mai frumoasă mamă din lume este mama lui Grigore Vieru. Întreb de ce? Pentru că a vorbit despre mama mea. Pentru că Grigore Vieru a cântat mamele noastre a fiecăruia în parte. Din acest considerat, Grigore Vieru este iubit de copii în continuare. Grigore Vieru este permanență. Și iată, din acest considerent, pentru că avem mame, pentru că se nasc prunci, poezia lui Vieru este foarte actuală. Este ca și cum aș spune, mai degrabă este scrisă mâine. Pentru că, mă uit eu în poeziile, pentru copiii lui Grigore Vieru, ele nu vor îmbătrâni niciodată. Ele nu se vor demonetiza, nu se vor învechi. Pentru că cresc copii, se nasc copii și mamele rămân mame în continuare. Frumos ați remarcat, domnule Dabija. Doamnă Vieru, e rândul să vă întreb pe dumneavoastră și pentru că sunteți mesagerul versului Grigore Vieru, oriunde în lume, oriunde nu ați apărea, cu cine nu ați discuta, deja dumneavoastră duceți cuvântul lui Vieru mai departe, la urechile celor care nu l-au cunoscut personal. Vreau să-mi spuneți, totuși, ce mai aproape simțea el? Pe mama o simțea mai aproape, simțea patria aproape, iubirea aproape, pentru că toate acestea, cum se spunea și în reportaj, atât de mult s-au contopit una în alta, au concrescut, practic este de nedescifrat această fină graniță între cele patru teme care cumva le-au subjugat pe poet timp de o viață. Dumneavoastră, ca martor al creației dumnealui, ce ați simțit? Unde s-a simțit el? În ce zonă s-a simțit el mai bine? E greu de spus, fiindcă el era alături de mama și de mama copiilor lui și nu uita de ceea ce are de făcut pentru neamul nostru, făcea foarte mult pentru neamul nostru, prin poeziile lui. Și avea grijă mai mult despre de neamul nostru. Și a fost așa un caz când eu i-am zis, uite, cei de la Uniunea Scriitorilor pot să iei, dacă au doi copii, să iei patru camere, ca să-ți poți face și tu un birou. Și el se întoarce. Ce? Tu vrei patru camere? Lumea stă într-o cameră, locuiesc și tu vrei patru camere? Eu am tăcut mai mult, nu i-am spus nimic niciodată. Totul ținea foarte mult la neamul nostru și gândea la fiecare. Cum o duce, ce face? Țin minte că a venit un coleg de-a lui care era deja profesor, coleg, era profesor la o universitate de medicină, a venit la Vieru, a bătut în... I-am deschis eu ușa și el întreabă dacă Grigore este. El l-a auzit și a ieșit și în coridor. Și el acela a început să plângă. Și zice, eu stau în cămin de... cu copii, de... băiatul de 12 ani și fata de 10 ani. Și Grigore imediat a luat haina și a mers. N-a mai vrut să vorbească în continuare, au mers împreună, s-a dus și a scos lui și ca să-i dea și lui cu profesorul universitar și pe timpul celălalt. Și așa era el. Vroia pe fiecare să-i ajute și îl durea sufletul pentru toți ai noștri. Această latură mai umană, într-adevăr, doar soția poate să știe, această latură de sensibilitate. Noi o simțim, noi cititorii o simțim prin poezie, dar cine știe mai bine decât soția dumnealui cum a fost în realitate un mare poet. Domnule Matei, vreau să ne spuneți și dumneavoastră, cum trăiește poetul Grigore Vieru în inima lui Valeriu Matei? Haideți să venim, să pornim de la o precizare, că azi se împlinesc 10 ani, nu de la trecerea în neființă, ci de la trecerea în eternitate a lui Grigore Vieru, s-a împlinit pe 18 ianuarie, iar astăzi sunt 84 de ani de la naștere să mai spunem un lucru. Noi nu putem trece în neființă dacă suntem creștini, pentru că ființa cuprinde și sufletul omenesc și zice Sfânta Scriptură că sufletul e veșnic. Îl avem și pe Constantin Noica cu
devenirea într-o ființă care a argumentat filozofic acest lucru și pe prietenul său Martin Heidegger, care a scris Ființă și Timp, și mai cu atât mai mult un poet care și-a lăsat opera în logos întemeietor, nu poate să treacă în neființă vreodată. Termenul neființă a fost inventat de ateiști și de comuniști și nu trebuie folosit de noi astăzi. Un om trece la cele veșnice sau trece în eternitate, pentru că opera lui rămâne, iar sufletul lui rămâne veșnic viu. Eu îl simt pe Grigore Vieru alături, așa cum am fost toată viața, și Nicolae Dabija și Mihai Cimpoi și alții care am avut o prietenie, să spun, de nedezmințit. Noi nu am făcut parte din cei care la un moment dat l-au bălăcărit pe Grigore Vieru. Acum văd că ei și vor să ne țină lecții chiar de dragoste pentru poezia lui Grigore Vieru, că a avut și din ăștia, din păcate, trebuie să spun. Grigore Vieru, vorba lui Nichita Stănescu, a fost un om viu, pipăibil cu mâna. Deci aia Nichita despre Eminescu. A fost un om și un prieten și un coleg. Pentru mine a fost ca și un părinte. Mi-a prefațat prima carte. Ne-am cunoscut de demult și a scris despre poezia mea înainte de a-mi prefața cartea și aici, și la Iași a apărut prezentările sale și la București. Și ne-am cunoscut foarte bine. Am avut o comunicare foarte bună. M-am bucurat totdeauna de prezența în preajma domniei sale. Întâmplarea a făcut că atunci eram cu o angină foarte și cu temperatură mare, trebuia să mergem împreună la Cahul cu acea mașină la ziua lui Eminescu. Eu eram cu angină, cu temperatură de 39, n-am putut să mai merg. Poate dacă eram în mașină nu se întâmpla nimic, mă gândesc totdeauna la aceasta. Poate că am fi vorbit, poate că și șoferul nu a țipea la volan, poate, cine știe, câte de poate puteau să fie. Eu totdeauna mi-amintesc de acele clipe și de când am aflat noutatea dramatică, aceea ce s-a întâmplat, și o știe și doamna Raisa și colegii ce am trăit în acele clipe. Am scris un poem în dimineața trecerii sale la cele veșnice, atunci când venisem împreună cu ambasadorul Filip Teodorescu, care mi-a telefonat de dimineață și știu că sunteți prieteni cu familia Vieru. Haideți să mergem împreună la doamna Raisa, dânsul avea un mesaj din partea guvernului României, conducerii statului român. Am venit împreună și când am intrat în casă, eu am rămas atunci mărmurit la balconul poetului, era cămașa sa înghețată, cu mânecile în jos. Și eu atunci am spus, doamna Raisa, ea s-a zis, n-am strâns rufele, zic, lăsați-o. Era ca o pasăre răstignită și am scris acel poem pe care l-am citit la căpătuiul poetului și care m-a adus cu gândul și la cămășile lui și la toată drama și la cei, de ce nu, ființe hidoase care l-au atacat până în pragul morții cu fel de insinuări, că din păcate la noi așa e și în timpul vieții reciteam în zilele trecute cu prilejul că pregătesc o expoziție nouă Eminescu, materialele cum a fost Eminescu denigrat în timpul vieții, a fost foarte denigrat și Eminescu și mă uit acum, zic, câtă nedreptate că nu putem noi în societate încă să ajustăm aceste lucruri și să le abordăm de cu totul altă manieră. Grigore Vieru rămâne prin poezia sa și eu am mai spus-o și la 18 ianuarie. E o mare datorie a generației noastre, a colegilor, împreună cu familia, să scoatem ediția de opere complete și cât mai rapid. Pentru că acum, din păcate, editarea cărții nu mai este la rigorile de altă dată. Eu țin minte ce făcea editura Minerva de la București, ce ediții pe care te poți bizui. Apariția în aceste, în care a apărut și Grigore Vieru, a apărut în acea colecție, Biblioteca pentru Toți, nu? Vă amintiți de acea ediție Vieru? Dar ediții făcute serios, făcute științific, cu comentarii, cu textele bine redactate. Acum, din păcate, apar multe ediții hazardate, ceea ce dăunează operii scriitorilor și marilor scriitorilor care au trecut la cele veșnice. Și o ediție Grigore Vieru, cu tot ce a scris el, cu toată poezia pentru cei mici și pentru cei mari, cu textele sale de publicistică, aforismele sale, cântecele, trebuie să fie făcută, iar după, spuneam, ediții de popularizare se pot face foarte multe. Asta înseamnă Vieru să trăiască în inima și în sufletul nostru. Eu am scris mai multe texte despre Grigore Vieru și eu și vreau să le adun, cred că împreună se conturează un studiu mai amplu. Am scris chiar despre începuturile sale, am răsfoit toată presa literară din anii 50, vă spun acum. M-am uitat și unde au apărut versurile pentru copii, prestații. M-am uitat, am confruntat chiar cu acea bibliografie făcută de biblioteci. Mai sunt lucruri care chiar și în acea bibliografie au fost uitate și lucruri foarte interesante, cred că ar fi bine. Sunt articolele sale, sunt intervenții, sunt crochiuri, sunt texte foarte multe.
Deci cred că opera lui Vieru în vreo 6-7 volume, cam așa s-ar putea contura, ar fi un monument și e de datorie să se facă. El are o posteritate critică bună, da? Au apărut câteva studii fundamentale despre opera sa și la Chișinău și la Iași și la București și în alte centre culturale românești. Au apărut noi traduceri, unghiuri, puncte noi, unghiuri noi de vedere asupra operei și cred că opera poetică Vierean nu poate fi subsumată la 2, 3 sau 4 teme. Este opera unui poet complex, totuși, dacă luăm din tinerețea sa și până astăzi, are și această dimensiune existențială. Eu am vorbit, are și dimensiunea metafizică a poeziei, fără de care o poezie nu poate să fie mare. Și în afară de temele predominante, da, putem spune mama, iubirea, limba română, țara, dar noțiunea de țară la Vieru le cuprinde pe toate. Să nu uităm, mamă, tu ești patria mea. Patrie înseamnă și mamă, și iubită, și copii, și prietenii, și toată țara, și tot neamul nostru. Deci la el, într-adevăr, sunt topite aceste lucruri. Dar mai are și aceste versuri cosmogonice, foarte interesante. Lucruri deosebite, delicate, legate de existență, de poezie existențială. Vieru să nu uităm, el spunea că a avut două școli de la care a pornit, folclorul și Eminescu, într-un interviu al său. A mai avut și această dimensiune pe care o are și folclorul și Eminescu, această dimensiune ontologică a ființei, care în opera sa este prezentă și pregnantă. Vreau să revin la omul Grigore Vieru și să vă întreb, dragi invitați, despre visele lui Grigore Vieru. Cum spunea dumnealui, citez, dacă visul unora a fost să ajungă în cosmos, eu, întreaga mea viață, am visat să trec Prutul. Am încheiat citatul. De unde vine această dorință, domnule Dabija? Și probabil că de la Prut vine. Grigore Vieru a venit Prutul în poezie. Eu nu știu dacă nu sunteți tineri. Cuvântul Prut era interzis în poezie, pentru că se cânta Nistru. Și Grigore Vieru a fost aproape primul care a vorbit despre Prut. Și vei plânge trist cu mine, cu văstulbur și durut, casă văduvă și tristă de la margine de Prut, casa mea. Este Basarabia. Eu spuneam și cu altă ocazie că în timpul vieții Grigore Vieru a fost foarte iubit, dar și foarte urât. Și eu îmi puneam întrebarea, pentru ce era iubit, foarte iubit Grigore Vieru? Și îmi răspundeam, pentru talent, pentru curaj, pentru cum se cădenie, pentru verticalitate. Și mă întrebam, pentru ce era urât? Și îmi răspundeam, pentru talent, pentru curaj, pentru verticalitate, pentru aceleași lucruri. Unii îl iubeau mult și alții îl urau mult, dar cel mai mult a fost urât pentru că iubea România, pentru că iubea cultura română. În 1988, în Literatura și Arta, am publicat pe pagina întâi o poezie a lui Grigore Vieru, care se intitula Limba noastră, cea română. Caz unic, probabil, când fosta URSS, când a fost convocată plenara Comitetului Central al Partidului Comunist de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care a luat în discuție o poezie. Toți au vorbit despre poezie și la sfârșit Simeon Grosu, primul secretar al Partidului Comunist, a tras următoarea concluzie. Prin scrierea acestei poezii, Grigore Vieru își trădează mama care l-a născut. Ei s-au speriat de cuvântul limba română, adică limbă moldovenească, chiar cu alfabet latin, dar e altă limbă. Cam așa vroiau ei. Eu îmi pare foarte rău să vorbesc acum că atacurile la adresa lui Grigore Vieru au venit de vreme, dar cele mai vehemente au fost în perioada 1992-1995 de ziarul Tineremea Moldovei. Vieru era învinuit de toate păcatele, chiar i s-a cerut și ani de închisoare. Îmi pare foarte rău să spun acest lucru, dar redactor șef era un poet, era Eugen Cioclea, care și contra noastră a scris, dar cel mai murdar a scris contra lui Grigore Vieru. Adică astăzi unii din cei care au scris murdar atunci, vă zic că, cum a spus și domnul Valeriu Matei, se dau prietenii lui Vieru, se fac a uita că l-au înjurat atunci, că i-au stricat... Scrisori colective. Scrisori colective. Ba mai mult, eu aș spune un lucru, cea mai mare rușine a colegilor noștri scriitori este o scrisoare scrisă în 97 sau nu, 2007 sau 2006, când ei s-au retras din antologia de poezie basarabiană lui Grigore Vieru. Deci cei mai tineri erau de 60 de ani, de 55 de ani. Ce a însemnat acea antologie? Grigore Vieru, când a apărut o antologie la București, Constelația Lirei, era o
carte mai mult de poeme întâmplătoare pe care le-a strâns, le-a adunat împreună Ioan Alexandru și cu Arcadie Donos. Și atunci Vieru a spus, stai că noi aveam altă poezie, poezie mare chiar. Și a început să-i citească pe toți. De la Lupan, a citit toate cărțile lui Lupan și a ales trei poezii. L-a citit pe Cruceniuc și a ales trei poezii, pe Bucov trei poezii și iată a ajuns la generația respectivă. Și la un moment dat, această generație supărată pe Vieru, fără să știe dacă Vieru ei, dacă era un antologie, dacă era o incluș acolo. Și au scris în Jurnal de Chișinău unde cuvinte foarte murdare la adresa lui Vieru și atunci Vieru a avut acea decepție. Dar eu am citit chiar zilele astea o carte de memoria lui Grigore Eremei. S-a dus cu Vieru în Nepal. Și se uită ăsta că a luat un diamantan greu Vieru. Și acolo la Nepal, când s-a uitat Vieru, a luat această antologie să lucreze la antologie în Nepal. Nu se ducea în excursii, stătea cu antologia poeziei basarabene în față. Și eu cred că, domnul Matei, doamnă Vieru, ar trebui să găsim această antologie și poate să o edităm, pentru că să o definitivăm. Pentru că era un rod a muncii lui Grigore Vieru de zeci de ani de zile. Deci, o muncă extraordinară. Pentru că Vieru, pe lângă faptul că era un mare poet, era și un foarte bun cititor. În continuare, depunem amintiri despre poet cu unul dintre prietenii acestuia de peste Prut. Este vorba despre domnul Eugen Simion, critic și istoric literar, membru titular al Academiei Române. Domnule Simion, bună seara și vă mulțumim pentru receptivitatea cu care ați acceptat acest dialog. Da, și eu mulțumesc că m-am bucurat că m-a sunat, pentru că totdeauna când mă gândesc la Grigore Vieru, am un sentiment evident de admirație pentru el, dar și de culpabilitate puțin. Culpabilitatea nu este a mea, este a criticilor români care nu l-au primit acolo unde era locul lui Vieru, adică în etajul superior al poeziei. Mi-amintesc de câte ori venea la București și îl stăteam de vorbă, luam masa împreună sau ne vedeam la o ședință academie. Era foarte mâhnit de felul cum s-a scris despre el, cum a fost comentate de unii publicist de atunci că poemele sale. Eu îl consolam, spun că nu-i singur, pentru că și noi aici, din inima Bucureștiului, eram tratați cam tot așa. Ce pot să spun despre Vieru? Spun că l-am cunoscut în casa lui Soresc. Am mai relatat acest lucru. Mi-a plăcut de la început un om plin de blindețe, un om al bunătății, se vedea. Dar când era vorba de Basarabia și, în general, de miturile românești și de România, era un mit care devenea ardent, nu știu cum. Plecând de la el, mi-am dus la Sorescu, din casă de pe Grigore Alexandrescu, am făcut, nu mai știu, până la ce hotel unde locuia el, sau în centrul orașului, o călătorie, o plimbare, și atunci mi-a spus mai multe. Acum, sigur, el a intrat în legendă, a devenit el însuși un mit al Basarabiei îndurerate. Mi-amintesc de un vers la lui că tot ce privește Basarabia trece prin lacrimă și el însuși e un poet cu lacrimi în ochi. E un poet nu numai al Basarabiei, vreau să spun, este un poet al românilor în totalitate, întâi că a scris în limba pe care despre care el spunea că cine are o limbă are și o patrie, vers emblematic. Este și un poet complex, cred eu. Face parte din generația lui Sorescu și a lui Chita Stănescu, cu o latură socială și o latură patriotică mai accentuată. Și evident avem motive să-l credem și să-i dăm dreptate. Ei, asta n-au înțeles unii comentatori din capitala noastră, considerând că e o poezie deja datată istoric, de pe timpul lui Goga. Nu e așa. Acest sentiment al unei patrii care era într-adevăr îndurată, înlăcrămată, este oricând actual. Și
Eu așa îl văd pe Grigore Vieru, un poet din generația 60. Îl pun alături de Adrian Păunescu, care și el a cultivat poezia socială și poezia de meditație, ea spune, de meditație națională, de meditație patriotică. Încât mă gândesc la el cu aș spune, cu o bucuroasă melancolie. Vă mulțumim. Melancolia este că nu mai este, bucuria este aceea pe care ne-o lasă poezia lui. Domnule Simion, vă mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte. Și vă salutăm încă o dată din studioul de aici, doamna Raisa Vieru. Da, vă salută, invitații noștri care astăzi ne-au onorat cu prezența. Continuăm să depănăm amintiri despre poet împreună cu Aura Cristi, poetă, romancieră, eseistă, o altă prietenă a lui Grigore Vieru. Doamna Cristi, bună seara! Dumneavoastră l-ați cunoscut îndeaproape pe Grigore Vieru. Bună seara, ne auziți? Bună seara, vă aud de la excelent în sus și mă bucur să fiu în compania dumneavoastră. Da, l-am cunoscut, am avut acest privilegiu. Bine, noi cei născuți în Basarabia și crescuți sub mantia uriașului Eminescu, poetul nostru național, eram extrem de, și suntem în continuare extrem de atenți cu poeții care încearcă să rescrie mitul poetului cu un pui mare. Grigore Vieru face parte din această extrem de restrânsă categorie. M-am apropiat inițial de poezia lui, mi-am dat licența la liceul franco-român Gheorghe Asache cu Grigore Vieru. Ușoară, maică, ușoară, ca semințele ce zboară între ceruri și pământ, într-un sacru legământ. Poftim, cred că de vreo 30 de ani mi s-a întipărit acest catre extrem de sugestiv în minte. Puneam că Grigore Vieru a încercat să rescrie și a reușit mitul poetului. Mitul poetului care și-a pus umărul la renașterea națională din actuala Moldova, de dincolo de Prut. Niciodată nu o să uit piața Marii Adunări Naționale cu sute și sute de mii de români din Basarabia care îi ascultau cu inima în gât, era să spun, cu sufletul în ochi, în urechi, pe Nicolae Dabija, pe Grigore Vieru, pe Leonida Lare, pe Doina și Ion Alda Teodorovici. Toți cu asupra de măsură, alături de Mihai Cimpoi, alături de alți mari cărturari care au conservat identitatea națiunii române fracturate în două, toți și-au pus umărul la renașterea identității naționale din cealaltă parte a Prutului. Și trebuie să spun neapărat și recunosc că vorbesc abia reprimându-mi, abia stăpânindu-mi emoția, că ei și-au pus umărul și la revenirea la grafia latină. Un detaliu extrem de important pentru o limbă de extracție latină care, decenii la rând, a fost ortografiată într-o haină străină firii, străină fibrei ei. Apoi cu Grigore Vieru m-am văzut des la Chișinău, m-am văzut uneori și la București. Surpriza extrem de plăcută este că era mereu cald, afabil, de o vulnerabilitate explicită, neascunsă și neafișată, o vulnerabilitate discretă, care de fapt era o crustă a sensibilității exacerbate a domnului sale. Eu mă bucur că ne-a lăsat o operă, ne-a lăsat și foarte multe cărți pentru copii acești îngeri cu aripele ascunse, având șansa, având posibilitatea
se așeze din start în matca unei limbi extrem de evoluate, bine, în anumite cercuri se va susține că poezia lui Grigore Vieru este depășită. Nu este adevărat. Nu este de adevărat. E corect de generație cu foarte mari poeți în frunte cu Nichita Stănescu, uriașul poet european care a minat această dictatură sălbatică din estul Europei printr-o poezie de extracție hegeliană. E coleg de generație cu alți mari poeți ca de pildă Ioan Alexandru, Marin Sorescu și așa mai departe și așa mai departe. Doamnă Cristi, vă mulțumim! Vă mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte calde, o seară frumoasă să aveți. Stimați invitați, revin iarăși la dumneavoastră. Doamnă Vieru, dumneavoastră, pentru ca să continuăm depânarea unor amintiri legate de prietenii. Cât de mulți prieteni a avut Grigore Vieru aici și peste Prut și cât de mult ținea la ei? Care era legătura dintre Grigore Vieru și prietenii săi? Prieteni, poetul avea foarte mulți prieteni și aici și în România, cu care să încep, eu i-am scris. Aici. Vă rog, da. Da. Mergeam împreună când de acum puteam să mergem, să trecem Prutul. Eram musafirii lui Marin Sorescu, Ioan Alexandru, atunci el a plecat soția lui în Germania și el a plecat și el și acolo a rămas. Victor Crăciun, foarte bun, el venea încă pe timpurile cele când nu mai putea să treacă Prutul la noi. Ion Popescu Gopo, Mihai Ungheanu, Teodor Codreanu, Eugen Simeon, Viorel Dinescu și mulți alții. La noi, în Basarabia, avea foarte mulți prieteni. Iată, chiar aici alături am, l-am pe domnul Dapija, l-am pe domnul Matei. Pe domnul Matei, pe domnul Cimpoi. Și a început prietenia cu Spiridon Vanghele. El a colaborat cu el, au început să facă abecedar și împreună au lucrat la acest abecedar. Pe urmă, foarte greu a fost primit, pare că vreo 2 ani, până când a fost primit de cei care nu le plăcea, că, mă rog, vreau să altceva să scrie. Dar e bine să spunem că pe lângă oameni care nu i-au dorit binele, nu s-au bucurat de succesele sale, să spunem că erau oameni mulți care l-au îndrăgit, care îl iubeau, care cei mai mulți, era partea cea mai mare, erau prietenii. Peste tot și în teritoriu, universitat, aici a apărut imaginea doamnei Bejan, a avut Grigore Vieru la Soroca niște spectacole și peste tot aproape. Eu țin minte, am avut odată la Leova o întâlnire, cinematograful, care era sala cea mai mare, nu mai încăpea lumea, erau și pe afară, și pe scări, peste tot. Sigur că da, o pretutindeni venea lumea. Nu iubeau dușmanii neamului care erau și dușmanii neamului. Nu, unii care scriau, unii care scriau aproximativ crezând că sunt buni de premiul Nobel. Mai există și din ăștia, mă rog. Dar un exemplu de pretinie extraordinară este un bătrân din fundul Moldovei, îmi pare că îi spune Aron Andronescu, care a dăruit lui Grigore Vieru un munte, să-și facă o vilă acolo în Carpați. Ei, Vieru n-a mai ajuns să-și facă vilă acolo, dar acea poiană, și acum se cheamă poiana lui Grigore Vieru. Da. Deci ăsta e un exemplu de prietenie extraordinară. Da. Dar el iubea foarte mult copiii. Vreau să vă spun, fiica mea Doina, când avea 5 ani de zile, când o întreba cineva vreo 5 ani, acuiește, spunea lui Nicolae Dabișa. După ce l-a cunoscut pe Grigore Vieru, care îi dădea mereu, ba o bunică, ba, ea spunea, când o întreba cineva, cu ești?
sunt al Nicolae Dabija și al lui Grigore Vieră. Eu îi spuneam, zic, măi, Doina, ești fata mea. Tăticule, lasă-mă să fiu un pic și al lui Grigore Vieră. Grigore Vieră iubea copiii și copiii iubeau foarte deci mult. Deci pentru că dăruia, de aici venea și dragostea asta, remunerarea. Iamana foarte multă blândețe, foarte multă înțelepciune, sufletească mai degrabă. Deși, iată, eu am avut o întâlnire la școala, la liceu Ion Creangă, lângă dumneavoastră, în locuiați la Rășcani. Da. Și trebuie copiii, zic, cine dintre voi l-a văzut pe Grigore Vieru? Și câțiva copii au ridicat mâna. Ea spune, cum l-ai văzut pe Grigore Vieru? Și unul spune, stăteam pe scaun în troleibuz după lecții, când mă uit chiar în fața mea stătea Grigore Vieru. Și am mers așa vreo 4 stații și tot mă uitam la Grigore Vieru. Da? Zic, dar de ce nu ai cedat locul? Nu mi-am dat seama. Pentru că continuăm subiectul prieteniilor, Grigore Vieru a reușit să transmită idealul prin poezie, versurile lui au fost transpuse pe note și au devenit piese patriotice de o valoare incontestabilă. Vă invit să urmărim declarațiile lui Eugen Doga și ale lui Iure Sadovnic despre muzicalitatea versurilor lui Grigore Vieru. Versurile lui Grigore Vieru i-au inspirat decenii la rând pe compozitori și interpreți cu renume. Această colaborare, culminând în perioada Mișcării de Eliberare Națională de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut. Grigore Vieru era astfel redescoperit în calitate de textier, compozitor sau alcătuitor al edițiilor muzicale. Bun, nu prea bun, talentat, nu prea talentat, genial. Uite, asta este categoria la care el merită și se află. Vădăsă era poezie. Deci era versuri frumoase, care era versuri poetice, deci era vorba de poezie. O operă foarte puternică și eu sunt mulțumit pentru că am avut această ocazie să colaborăm cu Vieru. Am avut această ocazie să colaborez cu Loteanu, cu Ungureanu și cu personalități. Poetul Grigore Vieru a avut un rol important în formarea unei culturi muzicale naționale, alimentată din izvorul sacru al folclorului popular. A participat alături de muzicologi profesioniști la alcătuirea manualelor de educație muzicală a copiilor, a crestomațiilor pentru cursurile de muzică. Grigore citea versuri, vorbea cu copiii. Eu cântam versuri lui Grigore Vieru. Era un tandem extraordinar. Extraordinar. El era foarte talentat pentru a fi gelos. El, deci, m-a învățat să cunosc o poezie mare pentru ca să mă pot apropia și de poezie autohtonă în alt chip, mai universal. Deci eu piesele lui Grigore pot să le cânt și pentru un spectator francez. Și chiar am... Noi pace vrei, eu am cântat în Franța la festivaluri Tineretul luptă împotriva războaielor. Grigore Vieru spunea, cântecul este o răzbunare a frumuseții pe urțenie. Muzicalitatea operei poetice a lui Vieru creează senzația pentru cine a studiat-o atent că nu poeziile au fost scrise pentru anumite melodii, ci melodiile au fost compuse pentru anumite texte. Când omul sau societatea se îmbolnăvește, e nevoie de intervenție chirurgicală. Dar intervenția chirurgicală, mentalitatea și sufletul omului poate să o facă numai poezia adevărată, numai muzica adevărată, numai televiziunile care propagă emisiuni adevărate, educative. I-a fost mentor, părinte spiritual și omul care l-a determinat să iubească poezia adevărată. Discutăm cu interpretul Fuego din România. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru apelul dumneavoastră. Și noi vă mulțumim. Pe lângă faptul că m-am învățat să iubesc tot ceea ce e frumos și poezia, maestru Grigore Vieru m-a învățat să iubesc Basarabia, care e atât de importantă pentru noi cei de aici din țară. Fuego, vă leagă cu Vieru o prietenie transpusă într-o colaborare frumoasă. Care a fost emoția primelor întâlniri ale dumneavoastră cu poetul, dacă vă mai amintiți acele momente? În primul și în primul rând vreau să-i salut pe bunii mei prieteni, pe doamna Raisa, pe care o stimez și o prețuiesc, dar și pe maestrii mei dragi, Nicolae Dabija și Valeriu Matei, pe care îi prețuiesc enorm. Vă salutăm și noi cu drag. Mulțumesc. Vreau să vă spun că nu eu l-am sunat pe maestru Grigore Vieru,
dânsul mi-a dat un telefon în momentul în care a ascultat în interpretarea mea melodia Casa Părintească Nu Se Vinde, compusă de cantautorul Mihai Cioban. Și mi-a spus: domnul Surugiu, te sună un creștin din Basarabia nu ca să-ți ceară ceva, ci să-ți dăruiască niște versuri. Vreau să vă spun că emoția m-a cuprins extraordinar și așa a început o colaborare frumoasă cu nenumărate versuri, printre care aș aminti, ți-am adus un măr, e de la noi de acasă, cu care fac mare succes, piesă pe care o interpretez în Republica Moldova atunci când sunt prezent la sălile de spectacol. Sunt texte superbe pe care le-am adunat într-o carte împreună cu doamna Raisa Vieru, cartea se cheamă Testament, un album de artă care a fost premiat la Târgul Internațional de Carte de la Chișinău cu premiul Arta Cărții. Dar ce vreau să vă spun este faptul că rămâne mereu în memoria și amintirea noastră și această zi de 14 februarie nici într-un caz nu este ziua îndrăgostiților, o sărbătoare pe care am preluat-o de la americani. Este ziua marelui nostru poet român, basarabean Grigore Vieru, și este ziua dragostei de poezia lui Grigore Vieru. Sunt extrem de fericit. De ce? Pentru că l-am cunoscut, pentru că mi-a fost părinte spiritual, pentru că am adunat din opera dumnealui multe poeme superbe și le-am inclus în spectacolul Testament, spectacol pe care l-am jucat la Chișinău și la Bălți. Și vă mărturisesc că publicul era în delir ascultând poezia lui Grigore Vieru. Vreau să-i mulțumesc lui Nicolae Dabija, prietenul meu, fratele meu Nicolae Dabija, care mi-a oferit un premiu pentru interpretare din partea revistei Literatura și Arta la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți. Vorbesc despre acest spectacol, Testament, pe care îl joc de vreo 5 ani. Dar e o bucurie de fiecare dată când sunt pe scenă, oriunde în lumea aceasta mare, pentru că nu există să nu vorbesc de Grigore Vieru într-un spectacol de-al meu. Nu există să nu recit un vers sau să interpretez pe muzica mea versurile dumnealui. A fost și rămâne o emblemă a Basarabiei pe care trebuie să o apreciem, să o iubim, să o stimăm. Cred că e foarte important ca tânăra generație și copiii noștri din școli să-l învețe pe Grigore Vieru, să-l citească pe Grigore Vieru și să-l înțeleagă pe Grigore Vieru. Domnule Surugiu, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție atât de inspirată. Mulțumim. O seară frumoasă să aveți. Revenim la dumneavoastră, dragi invitați. Vorbim despre fragilitatea poetului și a omului Grigore Vieru. Totuși, când punem fragilitatea lui pe baricadele Mișcării de Eliberare Națională, cumva se bat cap în cap aceste imagini. El totuși a fost un luptător, dar totuși a fost și acel luptător timid, sensibil, extrem de cald, așa cum și-au amintit chiar acum prietenii dumnealui. Domnule Matei, spuneți-ne despre combinația aceasta de sensibilitate și totuși în versul unui luptător. Nu era niciun paradox. Vieru este combativ și în poemele sale. I-a luat strofele despre Mancurți, a luat strofele cu Ui de o potaie, vă amintiți? În acea perioadă a bătăliei, eu mi-amintesc că la chiar prima ruptură produsă în noaptea de 19 spre 20 mai 1987, Grigore Vieru a ținut un discurs furtunos atunci, vizindu-i pe toți marii proletcultiști și așa mai departe, pe cei care se opuneau revenirii noastre la alfabetul latin, limbă, la istoria națională. Vă amintesc că au fost atunci niște dezbateri foarte fierbinți și în pofida acestei aparențe a fizicului său foarte fragil, sigur, era un om fragil, a avut atâtea probleme cardiace, știm, dar în momentele oamenii se împart în două categorii. Am văzut oameni care în timp de pace, pe timp de pace, au pieptul atât de larg că nu le mai încap medaliile și îl lărgesc și mai tare. Iar pe timpuri grele de criză se fac foarte mici, tremură ca varga și dispar așa și trebuie să-i ții să nu pice cu totul. Și oameni
fragil, cum era Grigore Vieru, cum părea pe timp de pace foarte moale domnul Alexandru Moșanu, zicea, uite, un om blajin, numai, și care era de cremene, la fel ca și Grigore Vieru, în perioada de criză. Deci oamenii care își asumau destinul, nu doar al lor, și asumau responsabilitatea pentru destinul celor mulți și cu care puteai să mergi pe prima linie de luptă în cazul de front. Noi am fost cu Grigore Vieru în piață și la oameni atunci când a fost ciocnirile la Ministerul de Interne. Vă amintesc 7 și 10 noiembrie 1989. Eu mi-amintesc cu detalii cum s-au oprit tancurile și apoi în acea noapte că noi am salvat mulțimea și nu s-a produs măcel cum se produsese înainte la Tbilisi, cum se producese înainte în alte la Vilnius și așa mai departe. Și asta a fost meritul câtorva oameni, știi, și domnul Davijă, eram împreună cu părintele Bubrus și cu el în mașina care a luat ars atunci pe Ștefan cel Mare, știm foarte bine. Deci Vieru în aceste momente era de cremene și oamenii atunci se văd. Oamenii nu se văd pe timpuri de pace, să știți, și camarazii de luptă. Se văd în perioade de criză, în perioadă când este nevoie să ai și caracter, și curaj, și răspundere nu pentru destinul tău, ci pentru destinul celor mulți. Așa că Vieru a fost la înălțime. În acest sens, la fel cum era la înălțime Leonid Alare, alt coleg al nostru de luptă, de care nu trebuie să uităm, dar, spun încă o dată, în aparenta sa fragilitate. Vă mulțumesc, este o frumoasă concluzie pe final de emisiune. Și vă rog să fie și o concluzie pe final de emisiune, pentru că suntem la finalul emisiunii deja, domnule Dabijă, vă rog. Da, eu aș vrea să completez și să... Totodată să mai spuneți ceva, o să mai adăugați. Vă rog. Revoluția noastră de mișcare de liberare națională a fost în stil Gandhi, cu poezie și cântec. Și cu icoane, și Grigore, spunea doamna Vieru. Și Grigore Vieru a fost unul din cei care au dat tonul acestei revoluții. La noi, la Chișinău, tancurile n-au trecut peste mulțime, așa cum au trecut la Tbilisi, cum au trecut la Vilnius, la Alma Ata, unde au fost foarte mulți morți. Deci la Tbilisi au fost 90 de oameni care au fost serviți de tancuri. De ce? Și tăiați colopețele. Pentru că noi am ieșit în fața tancurilor cu cântece, cu poezii. Și ăștia, tancurile s-au oprit. Și ăștia, eu țin minte cum deschideau campele și zic că ăștia sunt nebuni. Noi vrem să-i servim cu tancurile și ei ne spun poezii. Și Grigore Vieru a dovedit în acea perioadă de, eu zic, foarte importantă pentru istoria noastră, puternicia spiritului. Și lucrul ăsta este foarte important. Este un exemplu pentru cei care vin după noi. Așa este, pentru generațiile care vin în spate. Doamnă Vieru, spuneți-ne dacă cât de real este și cât de aproape vedeți realizarea visului de a realiza casa aceasta, muzeu dedicată lui Grigore Vieru, așa cum o vedeți dumneavoastră. Într-o frază, nu mai mult. Nu depinde de mine. Eu am fost pe la primărie, n-am stat. Dar m-a întrebat primarul, dar unde? El are, totuși știe orașul, de ce unde? Zic acolo unde, Grigore Vieru, strada Grigore Vieru. Zic acolo. Bulevardul, da. Și a rămas la asta. Sper că autoritățile se vor autosesiza și vor reacționa. De data aceasta. Am fost de atâtea ori, ieșeam cu ochii în lacrimi și unde și ce și nu făceau nimic. Dragi invitați, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Să-l citim pe Vieru, să-l cunoaștem, să-l cinstim. O seară frumoasă vă doresc, doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Mâine vă aștept la aceeași oră într-o ediție dedicată lui Nicolae Costin, cel care a fost primul primar democrat al Chișinăului. Vorbim despre realizările sale și cum a rămas viu în memoria colectivă. O seară frumoasă, să aveți aici.